Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Vreau să vă urez sărbători fericite și să aveți un Crăciun plin de bucurii și să vă aducă moșul tot ce vreți voi. Înainte ca acest episod să înceapă, vreau să vă spun că în descriere aveți un video foarte important în care vă spun niște chestii destul de importante. Nu, vă uitați întâi la video ăsta și apoi la video-ul din descriere. Vă rog, uitați-vă la video-ul din descriere. Bun, de să începem, azi fiind 24 decembrie și se deschid cadouri, mai pe seară, m-am gândit să deschid și eu un cadou, un cadou de la băieții minunați de la YouTube, care s-au gândit să-mi trimită și mie placheta de 100.000 de abonați. Mă rog, au făcut-o acum o săptămână jumate, dar eu n-am făcut unboxing. Ok, deci, cum arată cutia? Asta e cutia, aici avem un mic sticker unde scrie Gamios, ca să știe și ei unde trimit colezul ăsta. Pe spate avem cutia care e un pic zgâriată, nu știu dacă e de ei sau de mine. Am văzut asta acum câteva zile, dar totuși cred că eu am stricat cutia, scuze. Și da, asta e versiunea nouă de buton, mai e versiunea veche care arată așa, dar versiunea nouă mi se pare că arată un pic mai bine, dar nu știu, părerile sunt împărțite. Să-mi spuneți și voi cum vi se pare butonul ăsta nou versus butonul cel vechi. Hai să-l deschidem. Scoatem primul capac, hop, a ieșit, ăsta-l aruncăm acolo. Bun. Arată așa, da? Bun, apoi avem o scrisoare. Cred că știți cu toții scrisoarea asta, tot la toți youtuberii. Acum e printată pe o foaie normală, înainte era pe o foaie dubioasă. Și ce scrie aici? Că ai făcut ceva foarte șmecher, că ai făcut 100.000 de abonați. Mai spune că fiecare persoană care s-a abonat a fost atinsă de ceea ce am făcut. Ei au fost inspirați sau provocați sau distrați. Ai ajuns la această sumă de abonați prin muncă, perseverență și un bun sens al umorului. Mă rog, nu și în cazul meu, scrisoarea asta e basic. Și noi vrem să te răsplătim cu acest silver button. Știm că nu faci asta pentru premii, știm o faci pentru că vrei să creezi și să împarți. Și pentru că ai găsit o audiență care îi pasă. Crede-ne când îți spunem că nu, de-abia așteptăm să vedem ce poți face mai pe viitor. 1.000.000 de abonați pare destul de departe, dar ești mai aproape decât crezi. Felicitări, Susan, Woj, Kiki, Woj, nu, Woj, Chichi, așa o cheamă, avem și semnătura ei aici. Ok, deci asta a fost scrisoarea. Iar apoi avem un burete negru, iar acum este butonul pe care îl vom scoate imediat din cutie. Frumos, ia uite-l, opa, așa, punem și cutia la o parte. Și ăsta este butonul cel nou. Vreau să vă mulțumesc în acest episod pentru 100.000 de abonați. Sunteți cei mai tari. Și când mă gândesc că acum un an, pe vremea asta aveam 30.000 de abonați și acum am aproape 100.000 mai mult, e incredibil. Sincer, chiar e incredibil și vreau să vă mulțumesc tuturor că v-ați abonat și că urmăriți videoclipurile mele. Știu că poate nu am eu cele mai grozave videoclipuri, dar încerc să muncesc la ele, să le editez, să le fac cât mai faine. Și anul 2017 chiar vreau să fie un an foarte, foarte, foarte tare, în care să facem multe videoclipuri și în care să ne mărim familia. Butonul ăsta nu e al meu, butonul ăsta e al nostru și va sta acolo, sus, unde îl veți putea vedea în fiecare video. Bun, cam asta a fost cu acest episod, eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, poate dați un share, să ne mărim familia, așa în ultimele zile din 2016. Și da, eu am fost Gami, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!